arată foarte bine. Norocul bitterul suedez, că mai taie din miros. Uleiul de ricin, cred că știe toată lumea ce proprietăți minunate are. 4 gălbenușuri de ou, ulei de măsline sau de cocos adus la temperatura camerei. Bitter suedez, vitamina A și vitamina E plus ulei de ricin. Ce rezultă? O rețetă numai bună pentru publicat online. Dar mai presus de aceasta, următorul aspect. Din fericire, mie Dumnezeu mi-a lăsat o bogăție pe partea asta. Am moștenit podoaba capilară, nu am un merit în mod special. Eu mă ocup doar să am grijă de ea. Să recunoaștem, masca nu este cea mai arătoasă. Rezultatele sunt însă spectaculoase. Un păr sănătos reflectă o sănătate per total. Nu simt cure de slăbire drastice, nu pierd nopțile. Beau apă, am auzit foarte, foarte multe variante, că am un luciu de păr pe care mă dau și că nu vreau să spun și îl țin secret, sau că am o popsea anume, sau un produs miraculos. Cred că toate astea nu se pot cumpăra în totalitate, adică nu se poate tu mănânci haotic sau din contră nu mănânci deloc ca să slăbești și te duci la supermarket și îți cumperi o cremă sau un spray. N-are cum. Eu nu cred în miracole. Viața echilibrată, vitamine zilnic și câteva metode de protecție care nu au cum să nu dea roade. Eu îl feresc de clorul din piscină, îl feresc de sarea din mare. La soare stau întotdeauna cu o pălărie, am grijă să-l tund la sfârșit de vară, pentru că eu cred că mai mult decât un păr lung, trebuie să avem un păr sănătos.